Pompierii și salvatorii au căutat supraviețuitori printre ruine întreaga noapte. Martorii spun că au auzit victime care strigau după ajutor. Restaurantul care a fost lovit de rachetele rusești se află în centrul orașului Kramatorsk. Bombardamentul s-a produs după ora 19, când localul era plin de clienți. Astfel, numărul victimelor ar putea crește, susțin autoritățile. Nu, mă știu, restaurant, mi-e bine citirum, și, în principiu, nici o, și-o bel normal, e fadin, răs, srazu, bum, ti nici o, nici lușiș, două, etă, srazu, oci silna, bum, și, vezi de krov, sticlo, vidi luri na ulici, даже маленький baby mi video совсем с кров. Armata rusă a bombardat și alte localități din estul Ucrainei. În orașul Herson, un supermarket a fost lovit de rachete. Din fericire, acolo nu au fost înregistrate victime. Ucrainenii spun că Rusia lansează intenționat rachete asupra obiectivelor civile și încearcă să-i lase pe oameni fără locuri de muncă. Președintele Volodymyr Zelensky a repetat că Rusia trebuie înfrântă, apoi cei responsabili de omorârea civililor trebuie să răspundă în fața justiției. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că trupele sale au respins 7 atacuri ale forțelor ucrainene în direcția Donetsk. Un post de comandă și un centru de comunicații ucrainene din regiunea Donetsk ar fi fost distruse în ultimele 24 de ore, mai raportează armata rusă.